satiră și cuplete și bârfe despre vedete. A sosit, băieți și fete, Tocănița de Gazete. Cu izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții. Tocănița de Gazete. Matinal efervescent. Frunzuliță de cicoare, o chestie surprinzătoare. Nu se aud deloc colinde. E septembrie, mă surprinde. Pam, pam. Din descoperă.ro aflăm anunțul meteorologilor. Vremea se schimbă după 1 octombrie, când se va răcori. Așa e, tataie, că m-a sunat aseară un domn de la ANM și mi-a zis: băi, moșule, cum te simți? Ce mai scriem pe hărțile și în prognozele astea, bre? Zic: aoleo, m-a luat șalilii. Așa, ușor, dar nu e foarte grav. Încă mai ridică tataia brațul de lemne, dar îmi troznește artrita. Păi zice ăla: aha, atunci scriu că se schimbă vremea. Da, scrie și închide cu tataie că am un apel de la guvern să vadă dacă vine criza, că ăștia chiar nu simt nimic, bre, bâtă, bâtă sunt! Ți-a venit consultantul. Click.ro ne dezvăluie care sunt fructele de toamnă care îngrașă cel mai tare. Mihaela Bilic, nutriționista, spune că sunt prunele. Adevărul e că românul, dacă se pune pe două prune, ajunge să aibă ficatul cât capul și capul cât o baniță. Din playtech.ro citim un articol despre leul românesc. Cum a ajuns leul pe piața principatelor române, când și cum a fost adoptat ca unică monedă de schimb? Originea vine de la o monedă olandeză, talerul de argint, cu un leu imprimat pe el. Maria, da, mare domnitor al Moldovei și țării românești, sunt eu, vistiernicul principatelor, boier Muguri Sărescu. Aș vrea să propun ca monedă națională acest leu, Maria ta. El face acum jumătate de leva bulgărească și o cincime de euro. Dar partea bună, Maria ta, e că scoatem bancnote de 500 ca să încapă într-o desagă bună de pus pe șaua calului la flagrantul baronului Buzatu. O să fie, de fapt, pivnicer, ca acolo să stea. Vreau să-mi întind stăpânirea peste pământurile voastre! Hotnews.ro constată că mai mulți cetățeni din cartierul Domenii se plâng de zgomotul de la terasele din Herăstrău. Aceștia cer primarilor să intervină. Dar mie mi se pare normal. Cel mai bine ar fi să se închidă parcul pentru plimbări și să se facă acolo crâșmă lângă crâșmă. Iar locuitorii din zonă să primească voucher de dopuri pentru urechi. Iar exagerezi. Ce ți mai place? Observă adevărul că România nu mai participă la târgul de turism de la Paris din cauza dificultăților unor plăți, deși Ministerul Economiei a cheltuit peste 100.000 de euro deja doar pentru promovarea în Franța pe autobuze turistice și panouri. Bonjour, chers participants, voilà aici, lângă standul din nisip de aur al Bulgariei, avem acest loc gol, parce que ici est standul de Roumanie. Qu'est-ce se passe? Păcat, e o țară frumoasă și bogată, își permit BMW-uri ca mașini de poliție, nu ca noi Peugeot și Renault-uri, și au și vouchere de vacanță, me, ei le vând pe OLX și merg alături la standul bulgăresc. Excellence, je suis obligé de vous adresser un protest oficial. Cu arome de pamflete, comentarii mai șirete, ați gustat, băieți și fete, Tocănița de Gazete. Cu izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții. Matinal efervescent.